am făcut probă la cuptorul de pâine. Pentru prima dată nu este perfectă pâinea, dar abia așteptăm să o gustăm. Hai să se vadă și înăuntru. Prima pâine coaptă în cuptorul nostru. Cam crecănată, cam lăbărțată, e, până când învățăm cuptorul. Cam ce spuneți de așa pâinică? Pâine coaptă în cuptorul de pâine. O un cu puțină apă, o las să se răcorească și după ce se răcește foarte, foarte bine, o păstrez, avem pâine o săptămână pentru noi și pentru copii. Nu e perfectă. Mai avem de lucrat puțin la temperatură până când învățăm cuptorul, până când se usucă bine, e încă prea proaspăt. Trăiască pâinea de acasă! Așa arată pâine. Ia uitați-vă ce minunată este. Abia am scos-o. E fierbinte. Am udat-o puțin. Se unge cu apă și se lasă să se înmoaie coaja pentru că acum e crocantă. Asta, chiar dacă e puțin pădlită, mai învățăm. Ia uitați-vă cum e. Am mâncat făină de pâine, am folosit făină tip 650, să știți, cea mai ieftină făină de pâine. Ia uitați-vă ce pâine grozavă am aici. Și să rup și una din asta. Se vede? Cu zacuscă sau cu puțin unt sau cu puțină brânză, o bunătate, sau cu gem. Merge și cu Nutella, pâine de casă. Vă las de desubt rețeta la pâinea cu iaurt, pâinea de post, mai multe rețete de pâine, vi le las de desubt că toate se potrivesc. Faceți pâine de casă că e cea mai bună.